Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit într-un nou episod. Astăzi ne aflăm în satul Rudi, din raionul Soroca. Dacă voi ați crezut că avem locuri frumoase doar pe pământ, să știți că vă înșelați. Astăzi am pregătit un episod sub pământ. Să mergem în aventură! Coborâm și noi așa frumos. Wow! Aceasta este intrarea în peșteră. Trebuie să stau așa. Bine ați venit în peștera răposaților. Se numește așa, fiindcă mai sus de noi se află cimitirul satului. Niciodată într-o peșteră. Oare unde este întrerupătorul să aprind lumina? Deși această peșteră nu este lată, este foarte și foarte înaltă. Iar deasupra sunt unele pietre care vor să cadă. Dacă nu știți cine a săpat această peșteră, vă zic eu acum. Apa. Acești pereți sunt fostul fund al Mării Sărmatice. Iar dacă te uiți mai atent, poți să găsești niște scoici sau alte urme de vietăți marine. În nici într-un caz să nu veniți fără cineva adult. Această peșteră naturală are peste 70 de metri. Îngheață aici foarte tare. De aici trebuie să ne plecăm puțin și să mergem aplicat. Acum am ajuns în camera crocodilului. De ce se numește așa? Fiindcă această piatră seamănă cu un crocodil. Iată, am ajuns și la capătul acestei peșteri. Aici, ea se îngustează, iar omul nu mai poate traversa. Dacă v-a plăcut această aventură, rămâneți cu mine în continuare. Eu am fost Augustin, pe data viitoare!